Cartea lui Ciucă declanșează un scandal fără precedent în coaliție. După ce liderul PNL a declarat că îi va trimite premierului un volum al cărții sale, Un ostaș în slujba țării, a venit rândul lui Ciolacu să răspundă. De aici a început un schimb de replici la distanță, împărțit între ironii și atacuri. Cei doi se acuză reciproc de erorile pe care le-au făcut în mandatele de premier. Am citit postarea replică a colegului Marcel Ciolacu. Dacă ar fi să-i răspund în același fel, aș putea spune că nu cred că a citit-o înainte de a fi postată. Nu o fac pentru că nu vreau să alimentez starea de nervozitate a unui premier PSD pus în fața unor situații care implică termenul de malpraxis. A fost răspunsul lui Nicolae Ciucă la atacul premierului Marcel Ciolacu. Așa cum decența a primat și în scandalul azilurilor, unde, deși știa din februarie, premierul de atunci a stat ascuns prin birouri. Eu mi-am asumat problema și am luat măsuri. Jignirea nu înseamnă deloc onoare, la fel cum nici jocul de glezne sau proba de panotaj viteză nu sunt probe olimpice, nici măcar în politică. A fost mesajul liderului PSD pentru colegul de coaliție. Schimbul de replici de pe paginile de socializare a pornit de la cartea lui Nicolae Ciucă. Întrebat cum comentează declarația liderului PNL că îi va oferi un exemplar al cărții biografice Un ostaș în slujba țării, Ciolacu răspunde. Îmi vă spune de două luni, să-mi-l ofere odată. Să-mi-l ofere întâi. Răspunsul liderului PNL n-a întârziat să apară. Îi transmit să stea liniștit. Va avea un exemplar cu dedicație. Sper că va reuși să-l citească. Dar până atunci, în calitate de partener de coaliție, îi solicit să trateze cu maximă responsabilitate situația de la Spitalul Pantelimon. Am observat controversele din presă și declarațiile contradictorii ale premierului Marcel Ciolacu.